O să vorbesc despre alte laturi, cu permisiunea dumneavoastră. În primul rând, felicitări pentru că ați tradus acest roman și îmi pare bine că l-ați tradus. Îmi pare rău că a fost tradus atât de târziu, pentru că Sorșa Londonu, după cum spuneați, este un mare romancier și mai are vreo 5 cărți care așteaptă să fie traduse și sper să se întâmple cât de repede. Eu sunt destul de emoționat să vorbesc la această lansare, pentru că Sorșa Londonu este o legendă pentru jurnaliștii care au legătură cu lumea franceză. Îl cunosc din primii ani de facultate, în sensul că îi cunosc ieri, știu că a fost în toate marile teatre de război din lume, a stat 5-6 ani de zile în Liban, s-a ocupat de Irlanda de Nord, a fost la începutul anului 90 la Timișoara, a lucrat vreme de două decenii la ziarul la care colaborez eu acum, la Liberation, și a primit și premiul jurnalistic cel mai rămit de orice reporter care are legătură cu lumea francofonă. Este vorba de un prins de Lisa Comunescu despre Albert Londru. Este un mare jurnalist care este acum dublat un mare romancier. Trebuie să spun că i-am devorat cele două romane despre Irlanda de Nord, la fel cum am citit pe nerăsuflate și această carte, al patrulea zi, despre războiul din Liban. Ce este impresionant la cărțile lui este că simți adevărul pulsând din ele. El, ca romancier, scrie ceea ce nu a putut să spune, n-a putut să exprime ca jurnalist. Și de altfel chiar o spune într-un interviu, spune că un jurnalist trebuie să vorbească despre durerea celorlalți și nu despre a sa, trebuie să descrie ceea ce vede, nu ceea ce le simte sau gândește. Și tocmai acolo unde s-a oprit jurnalistul, a apărut romancierul. Am citit multe cărți scrise de jurnaliști și de multe ori trebuie să recunoaștem că nu sunt cărți foarte bune. Cărțile scrise de jurnaliști au fraze prea scurte, un stil prea alert, prea expediat, personajele sunt insuficient conturate, ziariștii romancieri nu reușesc să facă trecerea de la articolul de ziar la pagina de roman. Nu este cazul unui Sorșa Londonu care nu are deloc această problemă, poate și pentru că simte a trăi extrem de profund experiențele despre care vorbește în romanele sale. Le-a interiorizat ca jurnalist și acum le exprimă ca romancier. În acest roman, foarte pe scurt, o să vorbească și colegii mei, în acest roman este vorba despre oroarea războiului. Suntem la sfârșitul anilor 80 în Liban. Războiul civil distruge țara, iar doi prieteni au o idee să pună Antigona, piesa lui Jean Anouilh, să o pună în scenă într-un Beirut distrus de lupte. Ca întotdeauna în cărțile lui, istoria cu I mare se plătește cu istoria, cu istoriile mici, personale, poate nesemnificative, am putea spune, ale fiecăruia dintre noi, dar scriptura lui este una plină de umanism, este foarte atent la detalii, este caldă, subtilă și cu multă, multă atenție. Cum spuneți, Lisa Comunescu, ce m-a surprins este că această carte a avut un ecou foarte bun la tineri, adică a luat acest premiu în România, dar a luat și concursul liceenilor în Franța. Inițial poți crede că această tine i-ar putea să respingă această carte, dar vedem că nu este cazul, este o lectură foarte actuală. E o lectură foarte actuală și pentru că în Liban se întâmplă din nou lucruri teribile. Cartea lui este despre ce s-a întâmplat acum 30 de ani, dar dacă te uiți la ce se întâmplă acum în Liban, vezi că războiul din Siria contaminează iar Libanul, vezi că există un val de peste 1 milion de refugiați sirieni care au invadat Libanul, ceea ce înseamnă cam un sfert din populația acestei țări, adică este ca și cum în România ar veni în câteva luni vreo 4-5 milioane de oameni. Sorșa Londonu, vă mulțumesc pentru acest roman, ca și pentru celelalte, sper să apară la Humanitas toate cărțile, la Humanitas Fiction, toate cărțile dumneavoastră. Cred că este o lectură necesară să citești despre tâmpenia războiului atunci când sunt atât de războaie și în lume și alte de pregătire foarte aproape de noi. Vă mulțumesc!